O nouă fază de dezvoltare este pe punctul de a fi marcată în Sân Nicolae Mare, pe măsură ce lucrările la baza sportivă locală se apropie de finalizare. În ciuda întârzierilor cauzate de problemele legate de pânza freatică ridicată, constructorul și-a intensificat eforturile, anticipând că proiectul va fi finalizat în cursul acestei veri. Investiția, estimată la aproximativ 8 milioane de lei, este administrată prin intermediul Companiei Naționale de Investiții. În momentul de față ne aflăm la viitoarea bază sportivă. Momentan se lucrează la clădirea pentru vestiare, dar va fi amenajat și un teren de fotbal cu un gazon artificial. De asemenea, va fi amenajat și un teren multifuncțional pentru handbal, volei și basket. De asemenea, vor fi instalate gradene, 500 la număr, dar vor fi adăugate și 20 de locuri adiacente pentru persoanele cu dizabilități. De asemenea, va fi construită o parcare de 55 de locuri, dintre care 4 vor fi pentru persoanele cu dizabilități și 2 pentru autocare. Vor fi instalate și nocturne, vor fi instalate și alei pietonale și spații verzi, dar și nocturne pentru terenurile de fotbal și celelalte de handbal, volei și basket. Această investiție semnificativă în infrastructura sportivă locală marchează un pas important pentru promovarea activităților sportive și a unui stil de viață sănătos în Sân Nicolae Mare.